Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În videoclipul de astăzi vom ansambla un alt montaj distractiv. Este cel de față. Hai să vedem cablajul prima dată. Este sub forma unui clopot care bate, da? Din câte se observă. Să desfacem mai departe. Avem foarte multe LED-uri. Un cablu de la USB la conector DC. Avem și o foaie cu schema, probabil, și cu inventarul pieselor, componentelor. Da, în chineză. În engleză, absolut deloc. Bineînțeles că are la bază montajul bistabil, cu două tranzistoare NPN, 9013. E tranzistor bipolar, dar e de al chinezilor. Chinezii au așa ceva. Au inventat și câteva denumiri de tranzistoare bipolare. Ok, atât. Dăm la o parte conectorul DC, dăm la o parte cablu temporar, că nu ne trebuie. Avem foarte multe rezistoare de 510 ohmi. Prima dată o să le aranjez și apoi revin. Gata, am aranjat. Avem mare majoritatea rezistoarelor de 510 ohmi. Sunt cele în serie cu LED-urile, iar 3, de fapt trebuiau să fie 2, 3 rezistoare de 150 kΩ. Trebuia să fie doar 2, da, asta e. Am o bănuială că LED-urile albastre sunt prea multe, dar asta vedem imediat. Înainte de a trece la ansamblat, hai să măsurăm puțin aceste condensatoare de 10 microfarazi. Testează. 11, are mai mult decât trebuie. SR0. Mă așteptam să aibă mai mult, nu mai mult. Ia să testăm pe alți pini. Da. Și celălalt. Nu, că ăștia chiar îi înlocuiesc. Brandul aici. E un brand mult mai răsărit decât ce naiba brand e ăsta. Stai să vă arăt de aproape. Hirai. Naiba știe ce brand e. Da? Să testăm și pe cele de la Aishi. Ok. Celălalt. E bine. SR0. Bineînțeles că avem și tranzistoarele NPN bipolare. 9013-le. Asta este primul. Să vedem și pe al doilea. Hai să trecem la ansamblat. O să punem rezistoarele prima dată. Cele două de 150 de kilo. Celălalt de 150 de kilo de la o parte. Gata, au fost aranjate, acum trebuie sclipite. Am observat că de 510 ohmi au rămas 3 rezistoare. Le punem într-o parte. De data asta nu mai pun flux, că nu stau să mai complic. Trebuie să iau un șfig din asta mai finuț pe viitor. Nu că nu ar fi bun și asta, dar am înțeles că ar fi lucrez mai fain cu unul cu vârful fin. Acum să aranjăm LED-urile. Le vom pune pe cele albastre, sunt de 3 mm toate. Pinul mai lung este reprezintă plusul.
În sfârșit am așezat LED-urile pe PCB. Acum urmează distracția. Și acum să lipim pinii. O să fie un coșmar. Nu știu cum o să lipesc pe cei din centru. O să iau și pe cei din margine ușor. Însă nu o să lipesc ambii pinii ai fiecărui LED, pentru că o să doresc să așez fiecare LED în parte. Până la urmă am lipit LED-urile. A durat, cred că, mai bine de jumătate de oră. Chiar dacă în clip se văd doar câteva secunde, minute, mi-a luat ceva mult mai mult. Până am îndreptat LED-urile, până am tăiat terminalele respective, a durat. Nu sunt lipituri perfecte, însă e ok așa cum e. Însă mai am componente de lipit. Aceste tranzistoare bipolare NPN S9013, da? Și acum să le punem. Avem silk screen-ul pe cablaj, forma cum trebuie spuse tranzistoarele. Deci nu aveți cum să puneți greșit. Să punem și mufa de alimentare DC. Vine aici. În sfârșit să punem și condensatoarele. Avem grijă la plus și la minus, deoarece sunt condensatoare polarizate. Mai rămâne de lipit acest comutator. În sfârșit am terminat acest montaj reprezentând un clopot de care bat. Din păcate făcuse și o greșeală, anume pusese în LED-ul roșii până în capăt. Adică cel albastru din capăt de aici și cel de aici le pusesem roșii și automat fie acesta fiind în paralel cu alte 3 LED-uri albastre și aici în paralel cu alte 3 LED-uri albastre, automat căderea de tensiune era pe cel roșu. Așa că am locuit așa cum trebuie cu unul albastru. Și acum e totul în regulă. Și să facem testul. E totul în regulă, funcționează. Ați observat că mi-au rămas și LED-uri. Din păcate au fost și unele defecte. Nu toate de aici, dar o parte dintre ele au fost defecte. N-am mai verificat că erau prea multe. Cam aici să termin acest clip privind acest montaj pentru copii. Sper că a fost distractiv și interesant. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de acel buton de like. Cel cu degetul mare în sus. Ăla mare, da. Și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune. La revedere!